fundul cerului. Nu fi cauza. Posibil. Nu e că ca nimic, dar posibil o asociație. Ne-am organizat cu vecinii, am ieșit și noi cu ce am putut, am contribuit la stânsul focului. Dar care e casa noastră? E foarte drept înainte, adică eu eram, trebuie să fiu primul afectat acum. Ați acordat îngrijiri medicale mai multor persoane? La o persoană. Ce s-a întâmplat? Reacție la un factor de stres. Apelul la serviciu 112 a fost recepționat la 21:11 minute. La fața locului, conform numărului sporit de intervenție, a fost ridicată pe aletă întreaga garnizoană a municipiului Chișinău. Acum avem aici 17 autospeciale de intervenție cu un efectiv de peste 70 de angajați de trupă și de comandă care luptă cu flăcările. Potrivit primelor informații, arde acoperișul unei construcții, suprafața este de aproximativ 600 de metri pătrați. Până la această oră nu au fost raportate victime. Pompierii